Uh, vă salut toată lumea, eu sunt Radu Hitler la un nou episod de, blocks, de Roblox. Astăzi ne vom juca un joculeț care este destul de interesant. L-am găsit eu pe, pe, YouTube, nu pe YouTube, pe, uh, Roblox, automat, fără să doresc, eu și l-am găsit. Ideea jocului este simplă. Ai ai un cart care e acesta, cartul ăsta care arată destul de interesant și destul de fain, care are patru roți și ai o căsuță. Deci, toată ideea asta a jocului, o să vedeți. Ideea jocului este că ai acest cart, ai spatele, de, vă întrebați, mă ajută arată din voi. Dar, Radu, dar da, deci cu spatele ăsta din alt, o să vedeți în punctele când vom ajunge într-o mină. Da, jocul, ideea jocului este să... Uh, colectezi cărbune și să aduci la baza ta și să saci, să ți uh, crești uh, uh, euro. Și între timp avem și oameni, nu pot să mă joc server privat pentru că asta aș dori să mă joc acum server privat pentru că nu prea mai îmi plac players, chiar inervanți playeri ăștia, adică dacă se zbec, dacă se zice că vine cineva și stă pe cartul în spate, se zice că avem niște, că avem niște cărbuni, uh, Efectiv, cărbunii care avem, vom, vom, avea în spate o să se miște cu totul și noi o să avem probleme cu cărbunii și vom merge foarte greu. Vedeți cum e persoana aia cu misă de cărbunile în spatele? Așa o să facă și la noi. Dacă vom la o să agera de mult. Dacă nu vom lua, vom merge mai repejor. Dar că am ajuns într-o peșteră. Am închis muzica pentru că poate să fi cu copierai, deci... Dacă o să aud în episod manele, o să fac orice să nu se mai audă, n-am ce să fac, sau manelele alea și am mai zis că am probleme cu cartierul unde trăiesc și trebuie să-mi nu, e tot în fața mea. Da, în fine, eu, am mai zis, am probleme cu zona unde trăiesc, că este destul de hanicapat, se bine, stau prin manele, n-am ce să fac, n e frică să nu-mi iau aia. Și avem și claxon, n-auziți? Aici am ajuns, bun. Întrebarea zi, care o vreți să o ziceți. Bă, Radu, dar unde sunt cărbunii? Unde, 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 luăm noi cărbunii? Vedeți, zona asta, vom, luăm cartul, ne băgăm în el, îl ducem. Bine, am observat sub cartul ăsta avem patru roți sub el și vom merge atâta vom coborâ, dar nu e obligator să cobori, dar că ca să vă arăt așa ca un tutorial și să vă arăt cum să joacă jocul ăsta, ne ducem aici, am așa click și o picat o cărbune, îl, 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 Ne ducem acolo, vă arăt așa ca tutorial pentru că poate vreți și voi să jucați și asta este tot ideea. Dacă vrei să, vrei să faci mai mulți bani, trebuie să iei mai mult. Dacă e cam mult, o calitate foarte mare, începe tot, tot, tot cărbunii să picce. Pentru că nu știu dacă poți să faci adapt, poți să adaptezi cartul că asta aș doriu foarte mult cel mai mult aș dori să fii mai lățit și să fii mai greu de dărâmat pentru că vor veni ple, bine eu am ales un server destul de gol am, am găsit 3 player și atâta dar cred că ăștia nu sunt toxici de ăștia care se izbesc de tine și vă că am pus tot cărbunile la de acolo, l-am pus l -am aici. Și să-l transportăm la baza noastră. Unde, unde am început? Și tot asta ideea, tot ideea jocului. Să ne luăm cărbune. Treaba e că devine foarte o problemă dacă devine când... Deci o problemă vine când noi vom avea mult Deci când ai mai mulți cărbuni, să vă explic așa ca la cel mai ușor. Dacă car prea mulți cărbuni, cartul tău va merge mult mai prost. Tipul ăla aș spera foarte mult să nu vină din spate și să mă izbească și să-mi dereaze trenul. Cartul sau ce ar mai fi, că eu azi ce mai mult un cart. Bine, zic tren, ca așa m au obișnuit. Deci aș spera foarte mult la playerii ăștia să nu mai să se izbească, am de ales ori să-l aștept asta să vină să-și tocă tot în față vedeți? O să o așteptăm pe tipul ăsta, de fapt, să duc tot în față. A vin tot ăștia. Vin cu fiteza și mi-e frică să mă deraieze. N-am ce să fac boss n-am ce să fac. Bine, chestia asta, dacă se deraiază trenul, bine eu... Bine, claxonează degeaba că nu prea mă afectează cu mica. Merge greu cartul ăsta și trebuie să-i fac niște modificări. Da, trebuie să fac niște modificări. Mai ales roțile din... Deci, cred că cartul sa merge de jos, acolo, vedeți ar trebui mai multe roți, mai trebuie încă o serie de două, mai trebuie niște vreo, încă două serii de roți, ca prea am ce cu două, patru roți, adică azi, să fim serioși. asta um, ăsta îl vă repezit, stai, 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 deci vă care rădare, vă că nu vreau să-și piardă, piardă marfa, am deci deștept tipul. Da, de aia v-am zis, mi-a mi, las, mi dat, deci chestia cu jocul ăsta, am servere, sunt servere toxice, uite, fiate nu. Fiate, ai răbdare, ai răbdare, ai răbdare. Ai fucking răbdare. Gata. Tu tot, tot în... De deci ce prost e De Tu tot în față ca să nu mai deranjez. Ești voi, faci foarte mult la jocul ăsta. Ne-a luat, cred că, 5 minute să ajungem pe aici și vedeți... Să stați dacă s-o mai eu că ăsta trenul... Bă, dar merge foarte lăguit jocul ăsta, nu înțeleg. Mergi bine, da? Bă, dați seama că n-avem cărbu niște. E că... Da, nu s-a izbit unul din mine. Bine, am ales altă cale de ferat, că să se grăbea și... Cred că dacă mergeam așa din dar nu ți dici să sau... o încetini trenul ăsta. E zic tren, ok. Ori cart, ori tren, ambele sunt. Vom merge atât din ce, deci... <gântu -i> Așteptați până ajungem în bază. Să zicem că jocul ăsta este un joc foarte infect, să zicem așa, mai. deci efectiv să știți că pe episod va fi tăiat chestii părții în astea, doar că ce s-a întâmplat, un dobitoc, vicinul de care este un dobitoc și jumate, s-a izbit de, mi-a stricat cartul, mi-a stricat direcția și am venit, am părut și am re început și trebuie să-mi al cart, dar am venit și ne-am m a dus cărbune. Respunem cartul pentru că n-am na, ce să-i fac. Păi cărbune, las măcar să... Mamă, dar urăz jocul ăsta cum e făcut. Aule, ce joc infectul, oameni. Deci e un joc foarte prost făcut, deci optimizat. Bă, n-ai putea să pisici, să pui alte serii de șini ca să... Sau în principal, fă mai inteligente. Păi, da, pe uri ăștia sunt foarte, foarte leneșinori. Mai ales nu mai ales să, să, și lucrează jocul chiar e greu. Ai frate, pe bune, chiar devine nervant jocul ăsta. Vin proști, efectiv 10 Robux pentru un server privat. Eu n-aș da niciun le pe jocul ăsta, jur, nici un dolar n-aș da. Bă, că așa de prost e exact. Bă, fă-mi PC ceodată, fă-mi și nou, un server privat, să am și un, server privat ca să nu mai am putut tot ce ăștia în pic cap. Ca dacă eram singur, nu mai aveam probleme mai buni. Dar că, hei, ha trebuie să mă joc cu proști, pentru că așa, domn așa dorește domnul Vepeloper. Oră jocul ăsta așa din Roblox-ul pentru că trebuie să stau cu dobitoci, că nu știu ce. Hai că, dați seama, mă, mă, încep să mă enervez în cu proști ăștia de player, chiar devin enervanți. Au probleme numai așa de singuratic serverul ăsta și au apărut alte serii de și m-am chinuit să ajung până la aici, deci da. Unde eram? Da, Vă am ajuns la bază, am pus cărbuni, dar a făcut zbuguițărul. Ok, hai să punem, hai să începem de unde eram, sper să mai facă cartul să pazminii. medii. De... Bă, 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 bă! Fuci Fă cartul fără noi! Aici deci, prost e eu... mamă, pisat. Ce joc pișat frate. Bă, ce joc, inf mamă, ce joc infect Ok, să știți că nu vom face alt episod dacă vă, că vă vă place, dar că foarte prost optimizant. Nu, vei ăsta chiar este un male și jumate, deci efectiv depune să deci efectiv dip Aia, bine, nu este foarte mare harta, dar că e bine fac când dibuguiești, efectiv, efectiv cărbunele astea zici că sunt niște cereale. Mm, ok, eu vreau, o doresc foarte mult să se mai buguiesc, că unele chestii. Merge extrem de mult la... a trebuit să fac mai, nu știu, m-am jucat alte jucuri pe Roblox, dar nu mergeau așa de groaznic cum merge asta jur, adică e primul joc care îl văd că se merge foarte groaznic cu vehicule, fii să fiți atenți, cu vehicule, nu cu carturi, vehicule care păreau destul de realistice, eu o să las pe tâmpitul ăsta în fața mea ca să nu -mi, îmi, fac o viață în, trai, să-mi facă timpul greu, ca să stau să nu știu ce. Am au cu chestii să nu apar un prost în spate, meu să-mi Hai, te aștept. Eu l-aștept să-și ia cartu, să-și ia ce are de luat. Eu, eu chiar m-am săturat de playerii ăștia. În fine, hai să ne punem și lumină ca să ne vadă, ca să nu zică că ni nimeni. Vedeți, își, umplă, își umple totul. Hai, du-te tot în față, eu nu de te aranjez cu nimica, sunt și eu la fel ca tine. Dacă stai să... Ok, nu, o să stasă îmi blochează căcaturile astea de șine care îți schimbă direcția. Tâmpitul, tâm, tâm, nu ăsta care a fost în față, altul care e roșu. Ăla cu roșu mi-a blocat cu tâmpenia asta cu direcția lui. Și trebuia, nu, trebuia să-mi resetez tot cartul pentru că trebuia să-mi, când mi s-a blocat acolo, am încercat să-l dezblochez, nu, nimica. Până am observat că s-au despunat cărbunele m-a gândit în mintea mea, ziceam, mamă, ce joc prost optimizat. Trebuie, nu știu, jocul să nu e pentru o persoană, pentru mai multe persoane. Logic, s -s crea acolo pe joc că e pentru mai multe persoane un joc, doar că, vedeți, avem și muzică, dar n-am muzică, că poate îmi iau copiere și nu știu, poate asta mai întrebe, numai că jocul ăsta e foarte infect, deci, da, totuși, vedeți, cât uitați-vă de unde pornește o, niște chestii mici, uitați-vă voi cât mai... E că trebuie un Adică cel care e consumator, care joacă, bine, nu consumi jocul, dar când de joci uh, gameplay-ul, a trebuit să fii mai gândit. Aule, iași cu vaci ce ești, dacă, îmi dacă schimbi direcția... Asta și-a făcut. Asta și mi-a făcut prost. Vedeți? Vedeți la ce mă refer? Uite. Fetele, Fete, o să fac o chestie, oameni buni. O să-i las cartul aici, așa, așa, îi las. Vreau să-i vă față. Las, lăsăm asta pentru câteva secunde. Și ne ducem. Vreau să fac un o chestie. Pentru că mi-a schimbat direcția, Nie. Nie. Nie, că îmi picioarele în viața ta. Da, tu mi-e strici viteza, nu? Ce, aș dori să... Aș dori foarte mult să pot să ating șaste. Dar vreau să-i dau cărbunile jos Deci, acum fac ca o răzbunare, ca să știți N-e, că dacă ești femeie, da n Mi-i blochez, mie Da desblochează mi cartul, pentru că tu ești prostul care mi l-ai blocat Eu nu mai pot să-mi desblochez cartul Acum că prostul să din spatele meu, uite. Oameni buni, de ce la asta mă refer? Deci cartul meu acum este între jumate blocat. Eu nu mai pot să fac n-am niciun control. l și împinge cu avatarul, doar că nu știu cât de eficient, că nu ajută cu absolut nimic. Eu, eu, eu efectiv, eu rămân neb de jocul ăsta. Așa, așa vă rămâne. În fine, hai să ne ducem până, hai să-i lăsăm așa cu cartul aici, nu, Asta merită dacă ești simțit. În fine, hai să vă arăt harta până atunci. Vreau să îi lăs pe aia așa că... Nu, că jocul să-i foarte neru. Ia avem, avem voi de aici, dacă ne ducem în apă. Nu. Hai să ne bălăcim, fraticii. Îi lăsăm cu carturile și asta, frate. Nu... Deci, până ajung acolo, nu. Deci așa îi las? Bine, hai să vă mai arăt harta că... Poate să unii curioși și așa e harta, e dita mai... Nu înțeleg de ce aici face atât de mare harta, doar că, vedeți, așa, de deci, ce vă arăt și bazele lor, dar până ei stau blocați acolo, Ele am blocat, așa nu le mai resetez nimic. În fine, ia să vă arăt bazele, Nu să ne la bazele lui, ăștia. Nu m-am supărat, dar vreau să le fac, le-am cu faza asta că m-au inervat. Aaa, dacă mergea să-i spamez aici a cartușului să-i e responat aici. Ce ar fi mai să și fur banii, dar. Vedeți, nici acum, nici la ora actuală, nu era niciun leu. Asta e chestia, faci bani foarte prost. Aici, în baza vicinului, afară pare mai mult să aci seară. Am mult între seară și între așa e chim Nu, nu spam mâncă ăsta, să fără toate zonele, nu spam mâncă în cartul, că îi las pentru câteva secunde acolo până termină episodul. În <gânghe> fine. Asta e faza. Eu am, făcut că chesti... Eu am vrut să cu episodul mai extractiv, să-l fac mai așa, dar cred că v-am plictisit că am și să-i blochez pe ăștia. Vă arăt, hai că vă arăt toate chestiile, episodul, nu știu. Asta e faza, asta e și un lucru enervant la jocul ăsta. Faza asta îți poate schimba viteza, partea unde te duci, în stânga, în dreapta, îți schimbă așa ca nu știu ce. să vă arăt aici. De aia ce se oprește toată calea ferată. Da, hai că Nu-mi dau niciun Robux pe... Da, nici nu mai dau un Robux pe prostia de joc, dar la Halo cu Deep. Ce scrie ce mă? Ce e asta? Ah, tu spui că -a, a jucat. Ok. Credis. Da, da, toată asta, dita mai harta de mare. Tu îmi zici mie că din ta mai a harta asta ai făcut, dar e, e foarte lăguit. În fine, cam atât pe acest episod am fost Radu Hitler și dacă v-a plăcut acest episod de Roblox, am fost Radu și v-am lăsat.